Suntem în biserica fortificată de la Cincu, acolo unde slujiți în anotimpurile calde. Astăzi ați venit pentru obiceiul sugalolelor de aici. Ce înseamnă pentru comunitatea săsească acest obicei? Cum a spus doamna Carmen Schuster, care conduce toată biserica, este cea mai mare funcție laică, cea pe care o are dânsa, e un fel de reînviere. Poți să faci multe lucruri frumoase, dar știți cum se spune, totul se face cu oameni. Și oamenii de aici, din Germania, s-au adunat, s-au organizat, au venit mai mulți decât mă așteptam, este frumos, mă bucur. S-a spus afară că sunt multe explicații pentru fuga lolelor, se alungă iarna, se cheamă primăvara, intrăm în post, este ultimul moment când mai poți să faci bășcălie de unul, să mai tragi o beție, cum vedeți că se critică de pe remorca lolelor, și intrăm în post deja marțea viitoare. Dacă vreodată... Și până atunci se sărbească. Dacă vreodată ați primi invitația să intrați în lole, v-ați vedea în ipostaza aceasta? Ați accepta? Dar cum să nu? Atunci așteptăm să vă vedem. Cum să nu? Eu sunt sastră, nu? Chiar dacă în satul meu natal nu s-a făcut, sunt de 28 de ani aici. Sunt mai mult din zona asta, de pe Olt acum, decât de pe Hârtăbaci. Vă mulțumim mult!